Și respirăm adânc și rar. Ne găsim în poziția confortabilă. Și ne dăm voie să ne relaxăm din ce în ce mai mult. Pe măsură ce respirăm, conștientizăm cum pe inspir aducem în structurile noastre liniște și calm. Și pe expir eliberăm tensiune, frustrare, oboseală. Și ne dăm voie să primim energia vindecătoare Universului prin creștetul capului. Pe măsură ce ne relaxăm din ce în ce mai mult. Această energie de vindecare ne spală fiecare celulă, fiecare țesut, fiecare organ, fiecare structură energetică. Iese cu tot ce adună prin tălpi, în centrul pământului, unde eliberează tot ce a acumulat și se reîntoarce în circuitul său natural. Pe măsură ce această energie curge. Permitem energiei de susținere a pământului să urce prin tălpi, prin glezne. Prin pulpe, prin genunchi. Prin coapse, prin șolduri.
întregul bazin. În fiecare vertebră. În fiecare țesut, aferent fiecarei vertebre. În fiecare celulă a corpului nostru. Prin gât. Prin cap. Și apară din cap prin toate structurile noastre energetice. Se reîntoarce în pământ, cu tot bagajul preluat din structurile noastre, îl descarcă acolo, preluându-și circuitul său natural. În timp ce aceste două energii circulă în sens contrar prin structurile noastre, se formează acest vortex energetic care preia tot ceea ce dorim să eliberăm astăzi. Și haideți să eliberăm tot ce ne menține încă în fuga de sine. Orice gând, emoție, sentiment care a fost vreodată prezent în viața noastră și și-a lăsat măcar o amprentă în noi, ce ne împiedică acum să ne oprim din această fugă de sine, haideți să eliberăm acum.
Haideți să eliberăm tot ceea ce am făcut vital, valoros și real din a considera că doar prin fuga de sine putem să existăm. Și să supraviețuim. Haideți să eliberăm tot ce am făcut noi vital, valoros și real din a ne separa de noi ca formă de a ne proteja de noi înșine. Haideți să eliberăm tot ce facem, să ne autosabotăm din această fugă de sine, ca să ne menținem în ea. Haideți să eliberăm toate judecățile de sine pe care le avem puse de noi sau de alții în structurile noastre, care ne mențin în această fugă de noi înșine.
măsură ce toate acestea se eliberează din structurile noastre, ne dăm voie să conștientizăm acest spațiu care suntem. Ne dăm voie să conștientizăm cum ne decontractăm, cum ne relaxăm și mai mult în noi înșine. Și în această energie rămânem concentrate în noi înșine. Ne dăm voie să creștem, să ne expansionăm cât toată încăperea. Apoi ne dăm voie să ne expansionăm cât toată localitatea în care suntem. Apoi că toată țara în care suntem. Apoi că toată planeta pe care suntem. Și ne dăm voie din măreția care suntem să creăm acest spațiu. Al opririi fugii de sine. Și ne dăm voie ca să punem în acest spațiu toată determinarea noastră, toată disponibilitatea noastră de a acționa ca să ne forțăm pe noi înșine să rămânem în viața noastră. Și orice om care pășește în acest spațiu să știe că are tot ce-i trebuie ca să se forțeze el pe el să rămână în propria lui viață. Să se oprească din fugit de sine. Și rugăm Sfânta Treime să ne trimită în susținere toate entitățile conceptual benefice care trebuie, vor, pot și știu să vină să susțină crearea, generarea, menținerea, actualizarea și instituirea acestui spațiu la nivel planetar, astfel încât fiecare persoană care dorește să-și oprească această fugă de sine, să se simtă susținut în acest spațiu, să facă asta. Nu că ar face cineva în locul lui, ci doar să simtă susținerea. Pentru ca să-și găsească resursele, să facă singur tot ce are de făcut pentru a se opri din fug. Inimile pline de recunoștință. Mulțumim tuturor entităților conceptual benefice care au venit în seara asta să ne susțină în această lucrare.
Rugăm Sfânta Treime să le răsplătească pe fiecare după meritul său și să le trimită înapoi de unde au venit când își termină treaba aici. Mulțumim Pământului, Sfintei Treimi și Universului pentru toată susținerea pe care ne-o acordă în fiecare lucrare pe care o săvârșim și în fiecare secundă a vieții noastre. Ne mulțumim nouă pentru disponibilitatea de a lucra și în seara asta. Și cu inimile pline de recunoștință, știind că această lucrare continuă să se petreacă și atunci când noi nu mai suntem prezente conștient cu ea, și acum inima continuă să bată și părul să crească chiar și atunci când dormim, ne putem reîntoarce aici, acum, și putem deschide ochii doar după ce toate părțile ființei noastre s-au reintegrat complet în toate structurile noastre. Mulțumesc, 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 s-a împlinit așa.